și Alabastru le-am scris pe parcurs la 6-7 ani. Am făcut foarte multe versiuni alternative, le-am cizelat din cauza că începând să scriu trebuia să învăț pe parcurs anumite lucruri. În schimb, Cartea Viselor am scris-o, chiar dacă e mai subțire, am scris-o pe parcursul unui an și jumătate. De regulă am găsit o metodă foarte importantă pentru a scrie cărți. Dacă cineva vreodată se va apuca să scrie cărți, vă recomand această metodă. Niciodată nu deschideți computerul și să vă gândiți să începeți să scrieți înainte ca să vedeți cu ce o să termine cartea. O metodă foarte utilă pentru a scrie cărți este de a face mai întâi un rezumat și un plan cu întregul subiect al cărții. Mai întâi un rezumat general în care trasează toate subiectele, toate evenimentele centrale din carte. Construiți niște portrete ale personajelor, informații despre lumea imaginară care se desfășoară cartea. Și abia după aceea fac un rezumat mai detaliat și abia după ce am toată cartea pregătită în minte, abia după aceea mă pornesc să scriu cartea. Pentru că așa pornind neștiind cu ce o să termin, poți foarte ușor să ajungi la un blocaj sigur din care să nu mai ieși. În schimb, când știi cu ce o să termine, poți să pregătești finalul, poți să pregătești fiecare scenă prin scene anterioare. În același timp, pe parcursul cărții nu ezit să schimbă rezumatul inițial, în dependență de necesități.